Mulțumesc, frate Nicolae. Mulțumim, domnule, dragi frați și surori, că suntem astăzi împreună. Suntem cu mult mai mult de doi sau trei, așa cum zice Domnul în Matei 18, versetul 20. Că acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele Său, El va fi de față. Deci El trebuie să fie învățătorul tuturor acelora ce se apropie de Dumnezeu. Așa a hotărât Dumnezeu. Ca Fiul Său preiubit să fie înainte mergătorul poporului Său și învățătorul Său. Pentru astăzi m-am gândit la o lecție, probabil că n-aș vrea să ne simțim oarecum frustrați de lecția pe care o voi prezenta astăzi. Meditez de un timp la această lecție, ea este din 1 Timotei, capitolul 5, versetul este 8. 1 Timotei, capitolul 5, versetul 8. Și aici găsim așa. Dar dacă cineva nu poartă grijă de ai săi și mai ales de cei din casa lui, a tăgăduit credința și este mai rău decât un necredincios. Apostolul Pavel scrie aceste cuvinte în contextul unor sfaturi pe care le dă adunărilor și fraților în legătură cu surorile care au ajuns la o vârstă venerabilă și care, așa cum știm noi, ele de fapt sunt surori care și-au pierdut pe soții lor și deci ca atare sunt văduve acestea. Dar e ciudat felul cum Pavel vine și pune chestiunea aceasta în fața fraților adunați, se pare, în legătură cu această chestiune a văduvilor. Și voi știți că acolo Pavel dă un sfat. Pentru ca o văduvă să fie socotită în lista al văduvilor, nu trebuie să aibă mai puțin de, spun, 60 de ani. Știm cu toții lucrul acesta. Deci, de ce 60 de ani? Nu vreau să comentez, doar amintesc așa în contextul lecției pe care o avem, că într-adevăr, deci femeile mai tinere au pofte și vor să se mărite din nou și n-au acel atașament față de legământul de consacrare pe care l-au făcut față de Dumnezeu prin Hristos. Și aceasta tinde oarecum să răcească relațiile de tovărășie și de apropiere cu Dumnezeu. Da, Pavel n-a fost așa și alții și alte surori n-au fost așa, ele au hotărât și au rămas în situația aceasta. Am putea privi acest text, dar dacă cineva nu poartă grijă de ei săi, și mai ales de cei din casa lui, a tăgăduit credința și este mai rău decât un necredincios. În două, să zicem, coloane sau pagini le-am putea împărți acestea. Și am putea spune, dacă facem aceste lucruri, nu ne înscriem în lista aceasta. Dacă facem celelalte, ne înscriem în lista aceasta și ajungem, cum încheie apostolul, mai rău decât un necredincios. Dar, privind la acest text, m-am gândit să discutăm patru aspecte pe care acest text le scoate în relief. 1. Dacă cineva nu poartă grijă de ai săi. 2. Și mai ales de cei din casa lui. Remarcați acest aspect. Mai ales de cei din casa lui. A tăgăduit credința 3 și 4 mai rău decât un necredincios. Aceste aspecte, deci apostolul le subliniază și cred că nu sunt zadar aceste lecții. Ele au un rol de a educa familia Domnului, pe poporul Domnului, pentru ca să obțină ce? Acea unitate care trebuie să fie în familia lui Dumnezeu. Și acest aspect trebuie să-l observăm din Scriptură. Primul aspect, dacă cineva nu poartă grijă de ai săi, am putea să îl observăm că se întâmplă chiar și în creația animală. Grija față de ai săi,
Ați văzut, mai ales cei de la țară, și nu numai, și chiar orășenii, au putut vedea cum animalele, deci, țin unele la altele, mai ales în cadrul speciei lor. Fiecare, deci, își iubește specia pe care o are. Și am văzut apoi progeniturile ce vin din aceste specii, cât de îngrijite sunt de mamele lor, tații lor, în unele cazuri. Nu întotdeauna tații sunt foarte atașați de progeniturile lor, dar mamele, ele sunt aproape. Și am putut vedea aceasta în creația animală. Cine a lăsat acest aspect ca să se întâmple în creația animală așa? Cred că cu toții vom putea da un răspuns. Cel care le-a creat, Dumnezeu. Deci este clar că Dumnezeu a pus așa ceva în animale. Și ați văzut, animalul, oricât ar fi de neputincios, totuși are grijă de urmașii săi. Priviți și uitați-vă la o pisică, cu câtă drăgăleșenie își crește puișorii și câtă grijă are de aceștia. Acum să ne întoarcem pe latura cealaltă. Omul. A fost oare omul oarecum creat de Dumnezeu ca să nu-i pese de cei din apropierea lui? Nu, pentru că calitatea iubirii pe care Dumnezeu a pus-o în omul natural este aceea care îl împinge pe om de a putea să ajungă să-și iubească aproapele său, fratele său. Și toate acestea, deci copiii care îi au aceștia, deci sunt emanate toate aceste atribute din dragostea pe care Dumnezeu a pus-o la început în om. Și acest lucru este foarte puternic în omenire. Vorbim de oamenii care nu sunt așa de degradați, pentru că știm că datorită căderii, dragi frați și surori, omul a pierdut mult din chipul creatorului său. Iar alții n-au pierdut chiar atât de mult. Însă în fiecare ceva bun a mai rămas. Nu putem spune că a dispărut tot din oameni, chiar degenerați fiind. Totuși ceva bun a mai rămas. Privind în Scripturi, vom observa de altfel că în binecunoscutul text din Eclesiastul 9:10 avem un îndemn foarte frumos din care putem învăța. Acest text se citează și la mormântări de cele mai multe ori. Și el sună în forma următoare. Iată ce spune Solomon în Eclesiastul 9:10. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Și urmează al doilea aspect aici, care spune așa. Căci în locuința morților în care mergi nu este nici lucrare, nici plan, nici cunoștință, nici înțelepciune. Deci, concluzia ce ar trebui să o tragem din acest text este că atâta timp cât trăim, să facem pentru cei din jurul nostru cât mai mult bine. Și aceasta este ceea ce Dumnezeu cere de la fiecare om, nu doar de la pocăiți, de la fiecare om. Vă amintiți de Eclesiastul 12:12, unde spune clar că este o datorie de a face bine celor din și de a trăi într-un climat de, să zicem, prietenie și dragoste. Și acest lucru este foarte frumos să se întâmple între oameni. De aceea avem datoria de fiecare dată când avem ocazia să spunem aceste lucruri oamenilor. E o datorie, pentru că Eclesiastul spune, aceasta este datoria oricărui om. Datoria oricărui om. Deci de a trăi frumos, de a ne iubi unii pe alții, de a ne ajuta unii pe alții, este datoria noastră a oamenilor. Nu vorbim aici de cei care și-au pus viața în mâna Domnului, care s-au consacrat. Aceștia cu atât mai mult, dar vom atinge și aspectul acesta în punctul 2. Acum să privim la câteva exemple din Scriptură de iubire. Fără îndoială că
cel mai mare exemplu de iubire din Scriptură îl găsim în Tatăl nostru ceresc. Priviți, Adam se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu. Așa-i? Se răzvrătește. Și Dumnezeu îi spune ceea ce trebuia să-i spună. Ceea ce spunea dreptatea lui, efectiv. Dar priviți dincolo de această afirmație. Cu moarte vei muri. Ce face Dumnezeu pentru Adam? Ce face? În primul rând îi face o promisiune. Sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Neînțeleasă la vremea respectivă. Adam și Eva n-au înțeles lucrul acesta. Credea că unul din urmașii lor imediat va fi cel care, efectiv, deci îl va supune pe marele adversar și în sfârșit se va câștiga din nou libertatea cu care Dumnezeu i-a creat pe fiii oamenilor. Dar, dincolo de această, să spunem, făgăduință, Dumnezeu face ceva ce poate că noi adesea oamenii n-am face de cei care ne greșesc și ne supără. Le-a făcut celor doi ce le-a făcut. Haine din piele. Asta e mare lucru, fraților. Poftiți Dumnezeu care poate l-am privit dintr-un unghi greșit și am spune, ne urmărește numai să ne pedepsească. Nu este așa. Dumnezeu dragostei nu ne urmărește numai să ne pedepsească. El ne iubește. Și faptul că ne iubește, iată l-a interesat și a arătat atunci deja când omul a păcătuit. Le-a făcut haine din piele. Sigur că dincolo de acest aspect, cu toți știm că există o lecție a răscumpărării în procedeul acesta. Dumnezeu a arătat omului că pentru a putea iarăși să fie făcută legătura dintre el și om, va trebui junghiat ceva, cineva, un miel. Și acest lucru țintea la mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Un act de dragoste, un act de grijă al lui Dumnezeu pentru ființele sale, deși căzute, totuși iubite de Dumnezeu. Apoi, credincioșii de-a lungul veacului au arătat același spirit de iubire. Priviți puțin la Avram. În Avram avem atâtea exemple minunate de grijă față de cei din apropierea lui. Citim despre Avram când cei doi îngeri se duc pe la el, trei de fapt și unul a rămas acolo, dar cei doi îi spun, să ascundem noi oare ce avem de gând să facem? Și ce se întâmplă? Avram zice, negre și va ajunge un neam mare. Și eu știu că el va porunci copiilor lui să se teamă de mine. Foarte interesant lucrul acesta. Și îi fac cunoscut lui Avram ce are de gând Domnul să facă. Mergeau să nimicească Sodoma și Gomora. Și priviți-l pe Avram. Nu stă nepăsător față de acele localități, deși erau foarte păcătoase, așa-i? Suntem inclinați să dăm exemplu acela tot timpul. Sodoma și Gomora. Așa este. Nu vrem să scuzăm păcatul, fără îndoială. Dar, să spunem așa, căile prin care acești oameni au ajuns acolo au fost că n-au avut atâta cunoștință cât avem noi astăzi. Dar totuși ceva îi condamnă, pentru că trăiau într-un belșug și într-o veselie, fără să le pese de cei din apropiere. Vedeți, Dumnezeu are grijă și de cei care sunt în apropierea celor care au prea mult. Și faptul acesta, iată, Dumnezeu este hotărât să șteargă din existență Sodoma și Gomora. Și ce face Avram? Negreșit că avea pe cineva acolo, așa-i? Era nepotul său, Lot. De câte ori vine în fața Domnului și încearcă oarecum să negocieze cu Dumnezeu? Oare dacă or fi acolo 100 de oameni? Așa-i? Vei nimici tu cetatea aceea? Nu! Dumnezeu îi spune. De câte ori intervine Lot, Avram la Dumnezeu să nu facă așa ceva?
Vă îndemn să citiți în Genesa 24 și veți vedea că de șase ori, el insistă, până ajunge 5 oameni. Și nu-i mai de răspuns Domnul aici. Îl părăsește, îl lasă pe Avram. Pentru că nici 5 nu erau acolo. Dar nu trebuie să remarcăm aspectul ăsta, ci grija și interesul, purtarea de grijă a celor din apropiere. Iată Avram un exemplu. Un alt exemplu de la Avram. Știți că Avram a avut 3 soții, așa-i? Și copii foarte mulți. Da? Foarte mulți copii. Ce a făcut Avram pentru ca să îi împace pe toți? În timpul cât a trăit el, găsim ceva special că face Avram. Deci, în mod special, el mare parte din averile lui l-a dat cui? Lui Isaac, cel născut prin făgăduință. Mare parte din averi, dar nu-i neglijează și pe ceilalți copii. Nici fiul Agarei nu-i neglijat, nici fiii Cheturei. Nici fiii Cheturei nu sunt neglijați, ci el le-a dat daruri la toți. Și ne-am pune întrebarea, dragi frați și surori, cu ce-a rămas Avram după ce-a dat tot? Să ne punem în locul lui. Cred că nu mai trebuie să răspundem. Dar ce avea Avram? Ajunge să despată de nepotul său Lot. Așa-i? Și îl lasă pe acesta ca să nu fie ceartă între ei. Alegeți. Și îl lasă pe Lot să aleagă. Și unde se uită Lot? Probabil că era undeva, într-o depresiune în care se vedea foarte bine, să spunem, șesul da? Sodomei. Și a văzut un pământ foarte fertil. Și a zis, acesta este locul pe care mi-l aleg eu. Normal, cum vi se pare că trebuia să fie? Unchiul să-i dea întâietatea nepotului sau nepotul să dea întâietate unchiului? Cred că așa era normal, nu? Dar Dumnezeu îl lasă pe Lot să aleagă. Sigur că aici este o lecție în ea însăși, lecția aceasta. Omul natural nu va alege decât ce văd ochii, așa-i? Dar omul spiritual ce alege? Ce-i dă Dumnezeu? Ochii lui sunt ațintiți nu la pământ, ci la lucrurile de sus. Nu degeaba lecția de astăzi ne spunea ci v-ați dezbrăcat de omul cel vechi împreună cu faptele lui și v-ați îmbrăcat în omul cel nou care se înnoiește în fiecare zi după chipul celui ce l-a făcut. Și știți că, într-adevăr, omul spiritual totdeauna mintea lui va fi sus. Deci, Avram a avut, iată, mare grijă de cei din apropierea lui. Grija lui față de Isaac a fost specială. Vă gândiți cu câtă strângere de inimă s-a dus pe muntele respectiv Avram să-l aducă pe Isaac ca jertfă? V-ați gândit? Credeți că n-a fost îngrijorat Avram? Dar încrederea lui în Dumnezeu a depășit mult cu mult această frică față de ce avea să se întâmple. De ce? Pentru că Scriptura dă răspuns aici. Pentru că credea că Dumnezeu e în stare să îl dea pe Isaac din morți. Aceasta este credința. Ea mută munții. Și într-adevăr, așa s-a întâmplat. Vă imaginați? Vine Isaac și spune, tată, văd că lemnele saci, focul este aici. Unde-i jertfa? Unde e mielul? Unde e ce trebuie să aducem de jertfă? Știa Avram ce urma să se întâmple, așa că știa. Dar Isaac nu știa. Nu știa ce are să se întâmple. Iată, și aceasta multă grijă. Dar totuși încrederea în Dumnezeu l-a făcut să treacă de această grijă.
Deci vedem exemple de grijă față de ai săi. Citeam într-un reprint foarte frumos, 1925, și dacă vreți, îl găsiți intrând și acolo spune așa, în reprintul respectiv, că cei care îl iubesc pe Dumnezeu încearcă ca să aibă mare grijă față de familia lor, de copiii lor, le dau o educație plăcută, începând din frage de copilărie. Apoi îi introduc în viața de fiecare zi, dându-le sfaturi. Și mai mult ca atât, spune acolo așa, având în vedere faptul că zilele se schimbă, anii se schimbă, timpurile se schimbă, adună și ceva pentru, nu foarte mult, dar adună și pune deoparte pentru vremuri grele. Într-adevăr, deci părintele grijului așa va face. Însă, sigur că egoismul uneori va veni și va spune, nu trebuie să faci așa, fă totul pentru tine. Acum, consumă totul și lasă că ce-a fi mâine a vedea Domnul. Aceasta nu este o gândire bună. Sau egoismul ne-ar putea spune, totul nu-mi aparține mie și altora nu le aparține absolut nimica. Este o fericire când vedem o familie în care persistă și iubirea este căpătâiul acelei familii. Putem spune că o familie fericită, dar este o familie nefericită, aceea în care egoismul prevalează, unde egoismul spune cuvântul, unde doar eu-ul este, sau ego-ul celui care este capul de familie, deci lucrează și primează în astfel de situații. Nu trebuie să fie așa. Mi-a plăcut foarte mult acest studiu și spune în final acolo că dacă cineva continuă în sensul acesta, drumul lui este foarte bine pavat până înspre moartea a doua. Deci, ne gândim la aceste aspecte. Da. Și mai ales celor din casa lui. Al doilea aspect. Mai ales celor din casa lui. Fără îndoială că apostolul avea aici în vedere casa lui Dumnezeu. Dacă cineva nu poartă grijă de ai săi și mai ales de cei din casa lui, deci iată, cei din casa lui sunt casa lui Dumnezeu. Și vă amintiți, 1 Timotei 3:15, apostolul spune că să dai sfaturi, scrie lui Timotei, ca cineva să știe cum să se poarte în casa lui Dumnezeu, templul și temelia adevărului. Deci aceasta este casa lui Dumnezeu. Trebuie să știm cum să ne purtăm în această casă, dragi frați și surori. Da, priviți exemple în sensul acesta. Cel mai bun exemplu, fără îndoială că este exemplu că, într-adevăr, dacă privim la Iisus, iată câtă grijă a avut față de cei din casa lui, din casa lui Dumnezeu. Cu toți vă amintiți. Domnul Iisus, când era să fie prins, are mare grijă de cine? De cine căutați? Pe Iisus din Nazaret. Ei s-au dat la o parte și spune Ioan că au căzut în genunchi. Îi întreabă a doua oră, pe cine îi chema căutați? Pe Iisus din Nazaret. Eu sunt. Dar ce spune Iisus? Lăsați-i pe aceștia să plece. Observăm grija Domnului. De ce era atât de îngrijuliu Domnul față de ucenicii săi? De ce? Erau într-o stadiu de credință fragilă. Foarte fragilă. Și atunci, iată, ca să-i scape din situația aceasta, îi roagă pe cei ce au venit să-l aresteze. Lăsați-i pe ăștia să plece. Am fi în stare să facem așa ceva. Ar trebui să facem astăzi, după, noi suntem oricum după Rusalii, așa-i? Dar ei era, să nu uităm, înainte de Rusalii. Un alt motiv de grijă a Domnului nostru Iisus Hristos, vă aduceți aminte, pe cruce. Era în suferință Domnul nostru Iisus pe cruce. 6 ore să stai în
în căldura din Orientul apropiat, nu-i ușor. Fără să ai niciun pic de apă. Aceasta îl făcea pe Domnul foarte suferind. Dar se uită el la suferința lui. În fața lui erau unii dintre ucenicii săi. Era mama lui. Și ce face Iisus? În suferința lui nu se gândește la el, la suferințele sale, ci la cine se gândește? La iubita lui mamă. Vă imaginați ce legătură exista între Iisus și mama sa? Credem noi că numai doar ce avem scris și relatat despre această, să zicem, legătură de mamă și fiu a fost între Iisus și mama sa? Cred, eu înclin să cred că mult mai multe i-a spus Iisus mamei sale, ca și un copil care, unde că se confesează și îi spune? În mamei sale, care era mult mai aproape de el decât un tată. Deși nu putem să spunem că tații iubitori nu sunt așa, fără îndoială. Dar aici a fost o mare grijă a Domnului Iisus față de mama sa. Cui încredințează Iisus pe mama sa? Iubitului ucenic care nu cu mult timp în urmă își rezemase capul pe pieptul lui Iisus. Ce dragoste, ce iubire, ce atașament a Domnului Iisus, dragi frați și surori. Ne imaginăm noi lucrul ăsta? Ne dăm noi seama? Și iată-l pe Iisus spunând, mamă, iată fiul tău și fiule, iată mama ta. Și din momentul acela, scrierea ne spune că Iisus, Ioan a luat-o pe mama sa, a lui Iisus, acasă la el. Pentru veșnicie rămâne acest aspect, această dragoste acestui ucenic iubit al lui Iisus, scris cu litere de aur în Cartea Sfântă pentru toate generațiile. Ce a făcut acest ucenic? Unde l-a dus iubirea să aibă grijă? Vă imaginați ce ambianță plăcută o întâlnit acolo în familia aceea mama lui Iisus, Maria? Vă imaginați? Da. Apoi grija Domnului Iisus pentru ucenicii săi nu s-a oprit aici. El a murit. A fost îngropat. Așa-i? Dar s-a îngrijit el de ei mai departe după înviere. Am putea spune multe aici. Cum s-a îngrijit de ei? A avut grijă după înviere automat să se arate cui prima dată? Cui? Mariei Magdalena, din care scosese 7 draci. A avut grijă să se arate acestea. Și iată cât de fericită a fost Maria. Și ea se duce la ucenici și le spune, a înviat Domnul. Nu cred aceea. Vă imaginați lacrimile ce curgeau pe fața Mariei Magdalena pentru că nu era crezută? Vă imaginați? Și totuși ea avea dovada că l-am văzut, mi s-a arătat. Apoi Domnul nu se oprește aici cu grija sa, se arată tuturor într-o împrejurare. Se arată și lui Petru. Petru era unul din cei care la momentul respectiv oarecum se vedea cel mai vinovat dintre toți. Fără îndoială afară de Iuda, care și el s-a văzut vinovat, dar fără ca să își ceară scuză sau iertare. El a acționat în felul său pe care l-a văzut că e potrivit. Și-a pus casa în rânduială și s-a dus și s-a spânzurat. Petru n-a făcut acest lucru. De ce? Am învățat de ce. Pentru că inima unuia era curată a lui Petru, pe când inima lui Iuda era necurată. Sentimentele bune nu pot să locuiască într-o inimă necurată. Nimic nu-i de a nu putea să fie îndreptat. Și în cazul lui Iuda, dacă exista părere de rău, sinceritate, fără îndoială că putea să vină să spună. Sigur,
Noi spunem lucrul acesta, dar dincolo de aceasta spunem, bine a făcut că l-a trădat pe Domnul Iisus, așa-i? Altfel ce era de răscumpărarea noastră? Mare lucru este acesta. Da. Deci, când ne uităm la grija Domnului Iisus, și am omis să amintesc rugăciunea din Ioan 17 a lui Iisus. Vă amintiți acolo? El se duce în fața Tatălui. Și ce îi spune Tatălui? Doamne, te rog pe aceștia pe care Tu mi-ai dat. Tu mi-ai dat. Să-i păzești de lume. Ei sunt din lume, dar sunt în lume, dar nu sunt din lume. Deci spiritul lor a fost schimbat. Și urmarea acestei stări de lucruri nu mai pot să se atașeze de lume. Așa este și cu noi toți care ne-am dezlipit din lumea aceasta. Nu mai putem să ne considerăm din lume. Nu ne mai plac lucrurile și distracțiile pământești. Noi avem cu totul alte distracții în care ne putem vindeca, dragi frați și surori, chiar și când suferim uneori. Ne putem refugia la medicamentul care ne-a fost pregătit de Tatăl nostru iubitor din ceruri, cuvântul Său. Da, acest cuvânt. Deci vedem această grijă. Vă amintiți de Apostolul Pavel? Scria el în 2 Corinteni 11, 28, 29 și poate că e bine să citesc acest lucru pentru întărirea noastră. Iată ce scrie Apostolul aici și ce sfat dă tuturor celor care se apropie de Dumnezeu. Deci 2 Corinteni este capitolul 11, 28-29. Iată ce scrie apostolul aici. Și pe lângă aceste lucruri, de afară, în fiecare zi, mă apasă grija pentru toate bisericile. Deci versetul 28. Și pe lângă acestea, el înșiră o sumedenie de probleme pe care le-au avut. Și peste acestea mai adaugă una și spune, în fiecare zi mă pasă grija față de bisericile lui Dumnezeu. Ne pasă nouă de biserica lui Dumnezeu? Ne străduim noi ca să formăm o ambianță plăcută în biserica lui Dumnezeu? Așa ar trebui să fie, dragi frați și surori. Să ne placă să venim aici, nu să nu ne placă. Sau să venim cu groază aici. Și mai mult ca atât, iată ce scrie versetul 29. Cine este slab și să nu fiu și eu slab? Cine se împiedică și eu să nu ard? Observați grija și faptul că ne pasă de cel din care este fratele nostru, din apropierea noastră, ar trebui să ne face că să ardem așa cum ardea Apostolul Pavel. Așa ar trebui să fim, să ne interesăm, să avem grijă de cei iubiți ai noștri, să nu se piardă. Iată, Iisus avea grijă aceasta pentru cenții Săi și spune, n-am pierdut pe niciunul afară de fiul pierzării. Deci numai pe acela l-am pierdut. Mă grăbesc să mă duc spre încheiere, mai am două puncte. Da, a tăgăduit credința. Interesant. A tăgăduit credința. Observați, nu trebuie să vină cineva să ne întrebe, tu ești pocăit? Și să tăgăduiești că nu ești. Așa cum Petru a făcut, așa-i? Te-am văzut că erai cu el acolo. Nici nu-l cunosc, spunea Petru, așa-i? Dar iată cum putem tăgădui credința. Dacă noi n-avem grijă de cei din apropierea noastră, n-avem grijă de frații noștri, de cei din familia noastră, dragi frați și surori, soție, copii și invers, soț și copii. Deci, dacă n-avem grijă de aceștia, ce spunea apostolul? Au tăgăduit credința. Vom vedea și mai rău decât un necredincios. Dar aspectul tăgăduirii credinței este un aspect care nu vine și pleacă. Este un proces care începe undeva și el tot crește, tot crește, până când ne vom simți că avem mâinile goale, nu mai avem credință. Și am ajuns să fim necredincioși. Nu ne va spune nimeni,
dar noi singuri ne vom simți că suntem goi. Spunea un frate, care probabil cei mai mulți mai în vârstă l-ați cunoscut, spunea așa, se simțea că a ajuns undeva unde nu mai poate să facă nimic. Și se uita la el și întreabă pe soție, ce zici, și că nu mai sunt acela care am fost. Zice, dacă tu te vezi așa, înseamnă că așa este. Și-au izbucnit amândoi în lacrimi și-au plâns. Dar aici s-au oprit. Au plâns, dar nimic nu s-a întâmplat. Și lucrurile au mers mai jos. Observați cum se întâmplă, să zicem, cărarea care duce în jos la necredință, la tăgăduirea credinței. Încet, încet, adversarul șare armele lui și le va folosi încetul cu încetul ca să ne abată de pe calea îngustă. Să mergem oricum, sau cum spunea cineva, lui Satan nu-i pasă că tu pici în șanțul din dreapta sau în șanțul din stânga. Numai pe drumul credințe să nu te duci. Asta vrea Satan, să ne abată din cale, fără îndoială. Da, Petru a fost unul care l-a tăgăduit pe Domnul Iisus. Ne gândim noi puțin la atitudinea lui Petru după? Câte lacrimi a scos Petru și a plâns. Și cum zice că a plâns? Cu amar. Fraților, când plângem așa și nu simțim amărăciunea faptei pe care am făcut-o, nu e așa de bine. Trebuie să simțim în profunzime că păcatul este deosebit de păcătos. Și faptul că, iată, el îl tăgăduiește pe acela care i-a spus, Doamne, dacă tăți, îți în stare să te părăsească, eu niciodată nu te voi părăsi. Iisus l-a prevenit pe Petru. Știți voi lecția. L-a prevenit. Înainte de a cânta cocoșul, tu te vei lepăda de mine de 3 ori, așa-i? De 3 ori. Așa s-a întâmplat. Nu știm, imaginea aceasta a fost, ușa era întredeschisă, Iisus l-a privit pe Petru și s-a uitat la el țintă când l-a tăgăduit a 3 ore. Și atunci a început să plângă cu amar. Da. Dar vă imaginați apoi regretele lui Petru după aceea? Până când Domnul l-a înviat și l-a liniștit? Vă imaginați? Grija Domnului Iisus pentru Petru a fost că i s-a arătat în mod special lui. Nu ne spune Scriptura în ce împrejurare, dar spune că i s-a arătat lui Petru. Sau lui Simon, zice Scriptura. În ce împrejurare? Dar interesul Domnului pentru acest ucenic iubit, care era sincer în inimă, dar slab în carne, foarte slab. Și iată, încearcă să-l întărească. Vă imaginați întâlnirea aceea lui Petru cu Domnul Iisus? Iisus era o ființă spirituală, dar avea puterea de a se materializa și s-a arătat. Nu ne spune în ce corp, sub ce imagine s-a arătat, dar s-a arătat lui Petru și era nevoie de aceasta, să se arate, să-l întărească pe Petru. Și Petru se schimbă. Și observați-l în activitatea lui, cât de zelos a fost. A fost în stare ca la finalul vieții sale să spună celor care l-au condamnat la moarte, eu nu sunt vrednic să mor cu capul în sus. Sunt vrednic să mor cu capul în jos. Eu nu sunt ca Fiul lui Dumnezeu. Și așa a procedat. Probabil că aceasta a fost pentru el și o pedeapsă pentru euul acesta care s-a încrezut în sine. Fără îndoială, tăgăduirea credinții, deci este un proces care este fie foarte, foarte iute sau foarte lent, dar el duce în jos de a-l tăgădui pe Dumnezeu. Unii îl tăgăduiesc pe stăpânul care i-a răscumpărat, așa zice Iuda, în versetul 9. Da, fac lucrul acesta. Și iată în câte forme putem tăgădui pe Domnul. Este o formă rea. Și ultimul din puncte 4, mai rău decât un necredincios. Mai rău decât un necredincios. Este deosebit de întristător ca cineva să fie necredincios.
Dar mai rău decât un necredincios este și mai grav, fraților. Ce poate fi mai rău decât un necredincios? Unul care, mergând în jos, ajunge în cele din urmă, cum zice în Evrei, capitolul 6, 4 la 6. Unul ca acesta este cel care a avut ocazia ca în ogorul inimii lui să seamene sămânță bună. Și n-a semănat. Și acolo apostolul Pavel spune în final, când un ogor care adesea zice este arat, este semănat și sfârșește prin a face spin și mărăcini, care-i verdictul dat acelui ogor? Foc, foc. Și aici dă de înțeles apostolul că este de fapt moartea a doua. Deci, revenind asupra subiectului nostru, dacă cineva nu poartă grijă de ai săi, de cei din casa lui, vedem aspectul acesta. Deci, de cei din casa lui. Și mai mult ca atâta, ca să tăgăduiască credința și apoi să ajungă mai rău decât un necredincios, este o cale care duce în final la moartea a doua. Însă, vreau să spun fraților că din toate acestea există posibilitatea revenirii. Dumnezeu a pregătit har pentru noi. Numele lui Iisus, în numele lui ne putem duce la Tatăl nostru din ceruri ca să-i cerem ajutor, să-i cerem iertare pentru calea pe care am apucat. Și El ne va ajuta prin Domnul Iisus și prin frați. Deci, este o atitudine frumoasă și ne încadrăm. Cine nu poartă grijă de cei din casa lui Dumnezeu, trebuie să-i dăm o mână de ajutor. Uneori putem fi înțeles greșit. Vrei să-l ajuți pe cineva? Îți spune cam așa. N-ai voie să te amesteci în afacerile mele sau în treburile mele, spune cineva. Dar dacă dincolo de această afirmație, mintea celui care încearcă să se apropie de o asemenea persoană este de a-l ajuta, de a-i da o mână de ajutor, de a ieși din mocirla aceasta, este ceva sincer, este ceva curat. Nu un amestec în treburile altora. Noi trebuie să fim păsători față de cei care se găsesc în situații din acestea și să le întindem o mână de ajutor, să iasă din situația. Aceasta ar trebui să fie conduita oricărui credincioși, dragi frați și surori. Și să nu ne plăcem doar nouă înșine. Să stăm comoz acasă, fără să ne pese de cei din casa lui Dumnezeu. Această unitate trebuie menținută. Trebuie luptat ca această unitate despre care Domnul Iisus scrie în rugăciunea sa din Ioan 17, ca și ei să fie una, cum, Tată, noi suntem una. Da, pentru ucenici era în perspectivă, pentru noi aceasta este în perspectivă unitatea. Dar de aici trebuie să începem, dragi frați și surori. Și apoi, mâine, când vom ajunge să auzim cuvintele de apreciere, bine, ser bun și credincios, peste puțin ai fost, dar peste multe te voi pune. Da. Voi încheia cu ceea ce scrie Apostolul Pavel în Evrei 4, versetul 16. Vom cita acest text, Evrei 4, versetul 16, unde spune în felul următor Apostolul Pavel. Da? Să ne apropiem, deci, cu deplină încredere de scaunul harului și să căpătăm îndurare și să aflăm har ca să avem ajutor la momentul potrivit. Copiii lui Dumnezeu n-au să se plângă lumii de greutățile pe care le au ei, așa-i? A lor este scaunul îndurării sau harului lui Dumnezeu. Acolo ne putem duce în numele acelui căruia, iată, îi se spune că i s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Și că nu s-a dat alt nume în care noi putem fi mântuiți sau scăpați decât numele lui Iisus. Ne apropiem de scaunul harului și acolo căpătăm ajutor în orice situație ne găsim. Până există dorința aceasta. Când nu există dorința aceasta, fraților, e o mare problemă.
Și apostolul Iacov zice, sunt păcate pentru care zic să vă rugați și sunt păcate pentru care zic să nu vă rugați. Când vedem că cineva, cu toate mustrările, cu toate ajutorile pe care vrem să îl acordăm, el merge tot în jos. Și nu există nicio oprire în direcția aceasta, acolo deja e o problemă. E o problemă. Putem și acolo să încercăm, dar fără prea mult rezultat. Domnul să ne ajute, dragi frați și surori, să avem grijă de ceea ce am învățat astăzi. Da. Dacă cineva nu poartă grijă de ai săi, da, de cei din casa lui, a tăgădui credința și este mai rău decât un necredincios. Domnul să ne ferească să ajungem în situația aceasta și să ajungem în situația pozitivă de a purta de grijă de cei din casa lui. Amin.